Partidul Democrat Liberal Gorj se pregătește să organizeze noi manifestări la Târgu Jiu. În cazul în care protestul va fi aprobat, pedeliștii anunță că vor conta pe minimum 1500 de oameni. Există șanse ca mitingul să nu primească acceptul comisiei, după cum afirmă Vâlceanu. Haideți să vă explic puțin ce e cu autorizația asta și de ce sunt sceptic că vom primi autorizații, deși este noaptea minții la Târgu Jiu. Așa ceva, vă rog să mă credeți, n-am pățit nici în armată. Știți, în armată te duci, execuți ordine, nu contează dacă sunt logice sau nu. Ești acolo să execuți ordine. Am fost la comisie și nu, dacă vă vine să credeți, există o dispoziție dată de primarul municipiului Târgu Jiu, știți când? În 14.05.2012 vă arăt. Aceasta este. Care interzice adunări publice în piața prefecturii. Democrat-liberalii se vor antrena pentru acest protest pentru că 150 de persoane vor merge la Cluj, unde vor protesta alături de alți colegi din țară. În 22 martie va avea loc în municipiul Cluj-Napoca o manifestare a Partidului Democrat-Liberal, la care vor participa câteva zeci de mii de oameni. Din partea organizației județene PDL Gorj se vor deplasa 150 de persoane. Atâta a fost norma pentru care ne-am înțeles cu organizația națională. Prin aceste măsuri, pedeliștii vor să atragă atenția asupra derapajelor pe care le face actuala guvernare.